Salut și bine te-am regăsit la un nou tutorial video pe tutorialevideo.info. În tutorialul de astăzi o să vorbim despre adăugarea efectului de tranziție între slide-uri și aplicarea unei teme în cadrul prezentării pe care domnul am făcut-o în Microsoft PowerPoint. Adăugarea unei teme este foarte ușor de realizat. Avem la butonul design, dăm și ne clic pe design, avem o multitudine de teme. Cazul în care dăm clic pe o temă, aceasta se aplică la întreg conținutul, la toate slide-urile prezente. Noi avem aici 4 slide-uri. Să selectăm și noi o temă de aici, să spunem că aceasta. După cum puteți vedea, această temă s-a aplicat, ne arată mult mai bine acum ceea ce am făcut aceste slide-uri. Mai departe am spus că adăugăm un efect de tranziție între diapozitive. Dăm click pe animație. Aici avem la fel o mulțime de efecte pe care le putem adăuga în tranziție. Haideți să adăugăm și noi. Dăm click pe slide-ul 1, adăugăm acest efect. După cum puteți vedea, ne-a arătat cum face acest efect. Aici ne întreabă, adică putem seta, ne întreabă viteza tranziției, putem de asemenea să facem slow, adică încet, mediu, adică mai tare și fast, foarte rapid. Vom da și noi pe slow. Aici vom selecta timpul. Să zicem 3 secunde, acest slide să țină 3 secunde. Ne ducem pe slide-ul 2, unde la fel selectăm un tip de tranziție pe care îl dorim noi. Spunem acesta, la fel slow. Acest slide să spunem că este ceva mai mare în ceea ce privește conținutul și oamenii au nevoie de mai mult timp să citească, să zicem 5 secunde. Mergem pe slide-ul 3, aplicăm de asemenea o tranziție, selectăm timpul. Mergem și pe slide-ul 4, facem la fel. În doar 2 secunde. Am aplicat efecte de tranziție pe fiecare slide în parte. După cum ați văzut, efectul de tranziție nu se aplică la toată prezentarea, trebuie făcut pe fiecare slide în parte. Vom da și noi pe vizualizare, să spunem că prezentarea noastră este gata, vrem să o prezentăm în fața unui public. Vom da pe slide show. După cum puteți vedea, aceasta rulează foarte ok cu tranzițiile pe care noi le-am setat. Este ok. Prezentarea s-a terminat. Tranzit s-a aplicat, designul la fel este modificat, avem un design mult mai cool, mult mai ok. Cam acestea sunt spuse despre adăugarea efectelor tranzit între diapozitive și aplicarea unui design prezentării. Mulțumesc că m-ați urmărit, vă invit să ne urmăriți în continuare pe pagina noastră de Facebook și pe site-ul nostru tutorialevideo.info. De asemenea, nu uitați să ne lăsați părerile voastre și întrebările într-un comentariu. Vă mulțumesc și vă doresc o zi bună în continuare. La revedere!